cadrul proiectului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, în unele localități dâmbovițene, copiii desfășoară și activități de ecologizare. După elevii de la Bucșani, prichindeii din ciclul primar de la școala din Răzvad s-au echipat corespunzători și au ieșit la plantat de arbori pe o suprafață de aproximativ 800 de metri din jurul stadionului din localitate. Acțiunea plantatul continuă. Astăzi avem de plantat la Răzvad, împreună cu domnul primar și cu copiii de la școala din Răzvad. Și facem o alee de plute. În primul rând, o protecție pentru stadionul care a fost făcut și, în al doilea rând, pentru copiii care au venit să planteze. Pentru ce plantăm noi astăzi? Pentru a transmite oxigen. Așa, mă, bravo! Așa, să avem mai mult oxigen, da? Da. 30 de copii au participat la activitatea de plantare de puieți. Aceștia au înfățișat cele 4 anotimpuri și au prezentat diferite mesaje prin care îi îndeamnă pe ceilalți să protejeze natura. Elevii de la școala din Răzvad au mai plantat și alți pomi, acum fiind deja obișnuiți cu această acțiune. Noi de câțiva ani derulăm proiecte pe teme ecologice. Astăzi, de fapt toată săptămâna altfel, derulăm un proiect De noi depinde viitorul terei. Ieri am fost în cadrul proiectului pe teme legate de apă. Încercăm și noi să salvăm această planetă cu ajutorul copiilor, să trăim într-un mediu curat. Cum protejați voi natura? Păi nu aruncăm deșeuri toxice în natură, nu poluăm apa, plantăm cât mai mulți copaci. Așadar, la Răzvad au fost plantați 60 de puieți de plută și 30 de anini oferiți de Rom Silva Găieș prin protocolul încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Următoarele activități de plantare de noi arbori se vor desfășura la Văcărești și la Șotânga. Noi reprezentăm natura!